Poli a fost peste Alba Iulia în partida de pe Dampăl Timișoanu, o spune și fostul atacant al lui Poli, care a recunoscut superioritatea timișorenilor în jocul de sâmbătă. Fotbalistul este de părere că Alba Iulia nu mai e nici măcar la nivelul echipei de anul trecut, când Unirea a reușit un egal cu o fece Politehnică a lui Iancu, care avea în compoziție jucători mai valoroși. Ei, s-a văzut cum a fost. Noi deocamdată nu suntem pregătiți fizic, mai mult de o repriză nu prea putem duce și am dat peste o echipă bună, care în ultimele 2-3 meciuri au avut mult ghinion din păcate, dar astăzi le-au intrat toate și cele din urmă, rezultatul final 4-0 îi merita pentru ei. 4-1. 4-1, dar noi gândim 90, am și uitat. Cum ți s-a părut Poli față de anul trecut? Sincer să fiu, anul trecut era o echipă mult mai omogenă și chiar dacă am vrut să facem 0-0 aici la Timișoara, era o echipă mult mai bună ca aceasta.